66 de goluri marcate, 21 încasate. Boubacar Traoré pasă la Gustiuc. Șoimu saltă această minge, joc și este 1-0. Reușește să marcheze Zimbru, 13 ani. Urmează centrarea lui Iftodi. Lovitura de cap, însă peste poartă. Vizită numărul 27, Marcenco, acum sprintează Maxim Șoimu. Viteză, urmează pasa pentru Boubacar Traoré, 2-0. 2-0 cu capul marchează Boubacar Traoré. Are susținerea lui Alexandru Cebaniuc, îl pune în acțiune, poate să fie primul la minge, însă portarul iese din poartă. Poarta este goală, Cebaniuc încearcă poarta, însă pe lângă Vlad Iftodi. Pasă pentru Alexandru Cebaniuc, un jucător de viteză, cere mingea Vatamanu. Acum îi se pasează Vlad Vatamanu, trage la poartă, prinde Denis Guțul. Din nou greșesc cei de la Petrocub. Un șut la poartă, respinge Jereghe, Traore aleargă, însă respinge Alexandru Prozorovski. Poate fi o nouă centrare, respinge în fața porții, 3-0. Își face semnul crucii marcatorul. Centrare, gol, lovitură de cap și este 4-0. Marchează Tudor Iapără. Rămâne în teren Iurașcu, aici pierd posesia și 5-0. Extraordinar greșeală de care profită Artur Barabaș. Angustiuc. De nou greșeala din partea acestuia, pasă. Barabaș, hat-trick semnat de Artur Barabaș. Scorul devine 6-0 pentru Zimbru. O triplă care i-a aparținut lui Artur Barabaș. Iată, nu este offside la Barabaș. Barabaș preferă o pasă și 7-0. A fost altruist la această fază Artur Barabaș la Graur. Serafim Cojocari, bară, faza nu s-a încheiat. Ceștenii, Vacarciuc, Serafim Cojocari, centrează, 8-0. De data aceasta marchează din nou Ghicavăi, dublă pentru Adrian Ghicavăi. Să atingă borna de 10 goluri. Graur, minge deviată, 9-0. Niște goluri pe alocuri extrem de copilărești, extrem de simple încasate de... Mingea a fost deviată de Nicolae Muntean. Diferența dezechilibrul este total. Gustiuc, Daisuke, 10-0. Marchează japonezul Araki Daisuke, 10-0 cu un sfert. Serafim Cojocari, pătrunde Serafim Cojocari, pasă pentru Daisuke pe lângă poartă. Daisuke pasă pentru Serafim Cojocari, este în careu, gol, primul gol marcat de Serafim Cojocari, 11-0, foarte mare diferența, prieteni. Acțiunea de atac pentru Petrocub. Penalti. Nu foarte mare din partea lui Munteanu, care marchează. 11-1 pentru Zimbru. Oricum diferența este colosală.